21 mai 2024, la ordinea de zi este înmulțirea. Avem înmulțirea astăzi, așa că avem de populat acești înmulțitori destupi, așa că voi veni la o colonie pregătită pentru a lua. Pentru a lua, să zicem așa, să luăm albina și să populăm respectiv istup. Probabil va fi un film mai lunguț, dar o să-l fac de la A la Z ca să vă arăt cum procedez cu popularea acestor înmulțitori. Acum 2 zile am populat 2 și acum mai am ăștia 2 de populat pentru a împerechea regina. Dar ce am făcut? Aici nu mai este regina. O să găsesc doar boci și să văd cât stup pot popula de la această colonie. Care nu mai are regina, are boci, în schimb. Are boci, are albină destulă, încât să pot popula eu un înmulțitor din acela. Iată, ăsta totul este material pentru a primi boci. Și să văd cum voi proceda exact, ce rame voi duce acolo. În mod normal trebuie o ramă cu puiet, căpăcit și rame, să zic așa, cu mâncare. O să încerc și eu să folosesc acest clește, să mă obișnuiesc cu ea. Creștere, avem aici o ramă bună, bună, cu mâncare, chiar dacă are mult strâmpă acolo. O să duc așa cum este rama asta la în mulțitor. Populez în mulțitorul. Nu sunt obișnuit cu cleștele și am zis, hai mă să-l încerc. Așa. Am dus o ramă cu mâncare. Acum am nevoie de o ramă cu puiet. Aici mai am o ramă cu mâncare. O să văd mai încolo ce fac cu ea. Lucrezi ușor cu el, dar trebuie să te obișnuiești cu cleștele. Iată botcă, iată ce boci mari sunt, dar nu le voi utiliza pe acestea. Nu le voi utiliza pe acelea. În rest, merge și asta ca mâncare. Ramă cu mâncare. Bun. Și iată prima ramă cu puiet, căpăcit și boci. Aceste boci vor fi distruse. Le distrug frumos și o să duc rama respectivă pentru a popula acel
cel înmulțitor. Bine, deja am format un mic nucleu. Este timpul să-l formez și pe al doilea, tot cu puiet căpăcit. Nu frumos rama. Și mă uit de boci prima dată. Să nu aibă boci. Această ramă nu are. Voi forma ușor și al doilea. Acolo ar mai fi nevoie de o ramă cu mâncare. Bun, deci aici am mâncare. Așa. În acest compartiment al supului, o să-l împart în două, acest sup, o să mai formez un... Aici voi forma un roi. Acolo l-am format doar pe două rame. Aici îl voi forma pe patru. Distrug aceste boci apărute. Fac acest lucru cu zile înainte, mai multe zile înainte. Ăsta are vreo 5 zile de când l-am format astfel să zic așa. Are și boci de salvare, fiindcă așa a fost format el. Am scos regina și între timp și-a făcut boci de salvare. Dar din el va rezulta 4 unități biologice. Bine, se vor forma după ce o să aibă matcă împerecheată. Până atunci sunt doar unități de împerechere. Bun. Următoarea ramă. Aici este o ramă cu mai multă păstură. Bun, și cu acesta am format încă o unitate biologică în acest compartiment. Acolo mai trebuie să duc o ramă cu mâncare, o voi duce tot de aici, fiindcă aici va rămâne multă, multă culegătoare și o să îi aduc încă o foaie pe care o vor construi doar după primirea bocilor. Ce mă interesează la aceste rame este să distrug toate bocile prezente.
canoară. Trebuie să întorc treștile, că ne-am oprește mâna. Dar te ajută mult să te uiți așa pe ramă. Așa. Un lucru mai anevoios, dar durează și obțin 4 colonii. Uite ce boci mărești. Acum mă gândeam că aș avea nevoie de o astfel de ramă. Așa. Deci aici pe loc rămâne nu foarte mult cu ramă mai goală. Bun. Bun, el nu are nici mâncare prea multă. Cam asta e goală. Aici va trebui să vin cu mâncare la ambele colonii. Bun, deci cam asta este. Să vă arăt cum arată și nucleul pregătit. Nucleele pregătite. Iată așa vin. Câte două rame, mai trebuie să aduc mâncare și totul e în regulă. Cam asta este lucrarea pe ziua de azi. Până data viitoare, numai bine!